Este esențial să, să crești și să nu te lași în zona de confort, pentru că lucrăm cu platforme de publicitate, Google, Facebook, Instagram, toate platformele de publicitate, care se schimbă continuu, se schimbă în permanență. Și atunci trebuie să ai un growth mindset ca să, ca să ai rezultat. Sunt matinală. Eu, la, poate uneori, eu priveam așa ca pe un lucru, nu știu, negativ, că mă trezeam la șase dimineața, fără alarmă și încă o fac. Dar în timp am fructificat acest lucru, și atunci am mai mult timp de sport, de citit, de hobby-uri. După care să exploreze partea de Google, este Skillshop, unde sunt toate platformele Google, sunt training-urile acolo gratuite, dacă vor să se specializeze în zona aceasta. Facebook mai are un program, Blueprint. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu marca noua generație Z Network. Astăzi avem plăcerea să abordăm domeniul unei agenții de marketing și o avem alături de noi pe Madalina Stănescu, fondatoare Optimized. Bine ai venit, Madalina. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră. Madalina, vreau să te întreb de unde a venit motivația de a deschide o agenție de marketing? De unde ai avut inspirația de a fonda Optimized? Știm că ai lucrat la Google, ai avut experiența aceasta de corporație și cum ai reușit să, să renunți la, la respectiva ocupație și să începi un business? Cred că aici răspunsul trebuie să meargă un pic mai în spate. Uh, mie de mică mi-a plăcut foarte mult să învăț. Și uh, primul meu job l-am avut undeva la um, 19 ani, când uh, în primul an de facultate, când exploram atunci domeniul uh, comunicării, era uh, era în trend uh, uh -huh. atunci acest, acest domeniu. Și mi-am dat seama foarte repede, cam după un an de zile, că nu mă atrage foarte tare și mai mult mă atrage marketingul. Și așa am început să explorez marketingul. De ce marketing? Pentru că aduce această combinație bună, din punctul meu de vedere, care mi s-a potrivit, între poveste, dar și rezultate, cifre, o analiză a cifrelor, și atunci, în primii ani ai mei de carieră, am explorat partea aceasta de marketing online, e-commerce. După patru ani în presă, în mass media, am condus echipa de marketing a unui mare magazin online, astăzi în România. Ulterior, am vrut să testez un pic din nou viața de corporație și m-am angajat la IBM, tot în marketing. Iar odată cu deschiderea primul meu, primului meu business, agenția este al doilea business, am văzut puterea Google de a ajuta afacerile să crească. Eu am avut un magazin online cu produse pentru copii și jucării și am dezvoltat acest business cu ajutorul instrumentelor digitale. Și așa am început să descoper cultura Google și produsele Google, și mi-am dat seama la un moment dat că eu îmi doresc să lucrez la Google. Așa că. Am, am depus eforturi, am aplicat, am trecut prin interviuri și vreme de șapte ani am lucrat atât în echipa din România, cât și cu echipe din, din UK. La un moment dat, după toată tot această călătorie, am considerat că a venit vremea să merg pe drumul meu și așa a apărut optimized, mi-am dorit să fac ceea ce eu știu cel mai bine să fac, să mă concentrez pe lucrul acesta, și asta este digital marketing. După 8 ani de antreprenoriat e-commerce, am știut că focusul în agenție vor fi magazinele online, pentru că înțeleg un business e-commerce în esența lui, construind unul de la zero. Și așa a apărut Optima. Este ca un răspuns firesc. În urma celor 15 ani de experiență, mi-am dorit să creez un mediu plăcut de lucru, un mediu în care uh, să ne concentrăm uh, mereu pe a învăța, pe a crește în marketing, în performance marketing, pentru că noi facem doar o parte a marketingului online, și anume performance marketing. Este esențial să, să crești și să nu te lași în zona de confort, pentru că lucrăm cu platforme de publicitate, Google, Facebook, Instagram, toate platformele de publicitate, care se schimbă continuu, se schimbă în permanență. Și atunci trebuie să ai un growth mindset ca să, ca să ai rezultate. Menționai, mi s-a părut foarte interesant despre uh, faptul că lucrați doar pe o anumită parte a marketingului, și uh, sunt, uh, vorbesc cu studenți care studiază, mai ales uh, în Iași, dar și în alte locuri, studiază marketing, uh, fac facultatea, vor să se angajeze, uh, își caută joburi pe diferite site-uri, în fine, și uh, când aplică la un job, li se spune că titlul este Social Media Manager. Dar aș vrea să-mi faceți și un pic de marketing, eventual să vă ocupați și de recrutări, să faceți și copywriting pentru textul postelor și toate lucrurile astea. Crezi că e o mentalitate bună? Și cum funcționează diferit la Optimist? Pentru mine, dar eu, e un istoric de foarte mulți ani în spate. Pentru mine funcționează atunci când. Fac lucrul la care eu mă, mă pricep cel mai bine, pe care le fac de 10-12-14 ani. Înțeleg ceea ce fac, și când spun înțeleg, nu mă refer la, ok, da, știu să setez o campanie sau nu. Cumva pot să transpun strategia unui business în niște platforme, cu niște obiective foarte clare și să scalez business respectiv cu ajutorul acestor platforme. Înțeleg care este menirea fiecarei funcționalități și îi aduc partea ei bună în strategia de business și nu îmi place să comentez strategia altora de business, la noi asta funcționează, pe asta vreau să mă acces, dar în cazul celor care sunt la în început de carieră, eu cred că este bine să meargă într-un mediu în care să facă cât, puțin din toate, pentru că așa își vor da seama ce le place cel mai mult. Sigur, e neplăcut când postul este de social media manager și tu trebuie să faci și e-mail marketing, dar ai oportunitatea să descoperi de fapt ce-ți place, ce nu-ți place și în control vrei să te îndrepti. Sigur că da. E, da. e o perspectivă foarte interesantă pentru că mulți dintre studenții despre care ați menționat sunt, știi, nemulțumiți. Și ai menționat, nu e neapărat plăcut. Dar, într-adevăr, este, este experiență de a învăța chiar la începutul carierei, când ai cel mai mare apetit pentru a învăța lucruri, de a, de a le face și practic. Madrena, sunt foarte curios ca agenție de marketing. Vom discuta și despre cum ajuți businessurile să scaleze, dar cum vă promovați voi ca agenție de marketing? Pentru că știți să faceți asta cel mai bine. Noi avem o prezență online. Avem site-ul care tocmai a fost relansat acum, acum o lună și îmi place mai mult decât versiunea anterioară. Consider că ne reprezintă mult mai bine. Avem canalele noastre, în special am fost prezenți în Facebook, pe LinkedIn. De curând am, avem și cont pe, pe Instagram. Um, suntem prezenți la evenimente, eu sunt și trainer Google de câțiva ani și sunt invitată în fiecare an la evenimentele din, la anumite evenimente din industrie să vorbesc și atunci este un mod și acesta de a ne face vizibilă prezența. Astăzi, sigur avem și campanii de promovare în Google, pe Facebook, facem și LinkedIn Ads, dar asta numai atunci când avem um, ceva de comunicat. Și eu o să spun: de curând am lansat niște ghiduri uh, complete, îmi place mie să le spun, în Google Ads. Sunt uh, niște resurse la care noi am lucrat vreme de câteva luni. Uh, fiecare dintre aceste ghiduri are de minim 80 de pagini, în care îți explică pas cu pas uh, cum faci YouTube Ads, uh, cum uh, faci uh, noul tip de campanie în Google Performance Max ce înseamnă, cum se setează, cum le optimizezi și așa mai departe. Scriem foarte des pe blogul nostru și genul acesta de conținut, cumva le expunem și pe platformele noastre. În, pe lângă acest lucru, eu am și un podcast pe care îl fac cu Hot News și Startup Cafe, Uh, și, din nou, luăm episoadele de acolo. Deci, cred că da, strategia noastră, precum strategia uh, oricărui business, nu pot să spun că sunt o mare fan. De exemplu, eu în timpul liber nu stau foarte mult în social media, uh, prefer să stau offline. Uh, dar uh, folosesc canalul atât pentru mine cât și pentru agenție din considerente profesionale. Adică e important în momentul în care vrei să înveți pe alții cum să facă, trebuie să faci și tu bine lucrurile. Și învățându-i pe alții cum să facă lucrurile. Cred că de aici a venit și motivația pentru a lansa, corectează-mă dacă greșesc, acele ghiduri pe care le-ai conceput pe YouTube, pe Google, care a fost poate altă motivație? De ce ți-ai dorit să le lansezi publicului larg? Eu cred că este foarte important să educăm, să contribuim la educarea pieței. Este un mod elegant și onest, cred, de a ajuta industria să crească, și mai puțin prin critici și atitudinea așa negativă, vai. Tinerii nu știu. Nu știu cine nu se pricepe. Ok, dacă noi suntem buni și ne pricepem, hai să dăm un pic mai departe din, din ceea ce știm, din cunoștințele noastre. Mie îmi place să dau mai departe, de aceea sunt în ultimii ani, mi-a plăcut foarte mult să, să țin training-uri, sunt uh, trainer în programul Google Atelierul Digital. Și cred că am reușit să ating această performanță de sute de training-uri ținute pentru că îmi place să le fac. Altfel, nu aș fi primit un feedback bun, altfel nici mie nu mi-ar fi plăcut să fiu acolo în sală, în fața zecilor, sutelor de studenți și să le, le vorbesc. Cred că atunci când faci un lucru și îl faci bine, e cumva o responsabilitate să dai și mai departe să-i pe ceilalți este o experiență de corporație multinațională la Google, la IBM, pe care, experiență pe care ai avut-o, experiență la care cred că foarte mulți tineri visează sau chiar aspiră înspre a ajunge acolo. Um, și tot în această idee, cred că pentru mulți dintre ei procesul de recrutare pare foarte, foarte înspăimântător. Care a fost experiența ta în acele momente? La interviu sau? Într-adevăr, procesul de recrutare a fost, a fost dificil, în sensul că a trebuit să mă pregătesc foarte bine. Eu, înainte de multe interviuri, și să știți că am avut mai multe interviuri pe care le-am ratat decât interviuri pe care le-am le luat, de-a lungul carierei, m-am pregătit foarte mult. Mi-a plăcut să fac research despre firmă, despre produse să caut, să văd cam ce întrebări se pun la interviu. De exemplu, la, în interviurile Google se pune foarte mult accent pe problem solving. Atunci, și ți este testată și creativitatea, și simțul analitic, sunt mai multe skill-uri care sunt testate pe lângă aptitudinile tale și, mă rog, lucrurile standard la un interviu. De asemenea, am fost și în postura și sunt în postura de angajator. Și văd cât de important este modul în care uh, cel care aplică se pregătește înainte. Este foarte dezamăgitor să îți aloci o jumătate de oră, o oră din timpul tău și cel din fața ta să nu fi intrat pe site, să știe cu ce te ocupi. Adică e o pierdere de timp atât pentru ambele persoane. Și întotdeauna am, uh, am apreciat o pregătire deci e important să cunoașteți acel business, produsele, să vă gândiți la modalități prin care să îmbunătățiți un anumit lucru, pentru că veți fi întrebați lucrurile acestea la, la interviu și documentați-vă. Documentați-vă foarte bine înainte. Sunt site-uri. Um, nu știu dacă e ok să le dau numele, nu e ok, dar unde angajații, cred că Glassdoor este unul dintre ele, unde angajații spun, uite, am primit acest set de 10 întrebări la interviu. Să știți că dintre acelea și eu am fost întrebată la interviu lucrurile respective. Și aveam, uh, cred că, îți minte că la Google uh, am avut 20-30 de pagini scrise de mână, Pregătirea pentru interviuri. La modul ăsta m-am pregătit. Așa e o pregătire bună. Nu e nimic imposibil. Chiar dacă sunt, sună, sunt nume mari, sună dacă îți dorești cu adevărat și știu că poate sună a clișeu, dar ați dori cu adevărat înseamnă să muncești foarte mult. Și cred că aproape la urmă urmei totul pare imposibil până când e realizat, așa încât... <laughs> <Acum>. <laughs> Visele trebuie trebuie să luptăm pentru viseri, sunt de acord 100% cu lucrul ăsta. Deja ai experiență vastă în ceea ce înseamnă și business, lumea antreprenorială. Dacă te întoarce, nu știu, acum șase, șapte, opt ani de zile, dacă te întoarce în urmă sau ai avea ocazia de a reîncepe acum cu toată experiența ta, ce-i face diferit? Este un scenariu idilic, știi, pentru că nu putem să facem lucrurile acesta și. Um, în general, facem lucrurile atunci când suntem pregătiți să le facem. Uh, cred că mi-aș fi, uh, mi fi asumat mult mai devreme calea antreprenoriatului. Mi-ar fi plăcut să fiu mai pregătită să o asum mai, mai devreme. La mine, abia de anul trecut, cred, mă simt cumva pe drumul meu și am asumat 100% antreprenoriatul. Până anul trecut am avut diverse proiecte în care mai eram implicată pe lângă agenție sau colaborări, dar de anul trecut sunt doar, doar cu, cu Optimized. Poate că aș fi început mai devreme. În același timp îmi dau seama că nu eram pregătită atunci, deci asta e. It is what it is despre focusul tău care era, uite, până nu de mult în, în, mai multe direcții, vreau să te întreb cum îți gestionai timpul cu mai multe proiecte going on at the same time, dar și acum, care este diferența când te concentrezi, să spunem, în principal pe Optimized? M-a ajutat foarte mult faptul că sunt organizată și asta din nou, de mică, sunt, sunt matinală. eu la, poate uneori eu o priveam așa ca pe un lucru nu știu, negativ, că mă trezeam la șase dimineața fără alarmă și încă o fac, dar în timp am fructificat acest lucru și atunci am mai mult timp de sport, de, de citit, de hobby-uri. Uh, m-a ajutat când aveam și job full-time și lucram și la un business în paralel și mai țineam și traininguri, că am avut o perioadă așa, m-a ajutat faptul că eram uh, foarte organizată. Uh, dar era foarte greu, erau foarte greu de dus acele lucruri și cred că la un moment dat eram așa pe un pilot automat în care nu mai eram prezentă în acele ac activități. Le făceam, îmi plăceau, aveam rezultate bune, dar nu simțeam cumva esența lor. În momentul în care m-am dedicat unui singur lucru și anume agenția, am trăit cumva realitatea antreprenoriatului. Uh, și, deși a fost uh, mai greu la început, pentru că altfel este când, de exemplu, pleacă un client na? sau îți pleacă un om din echipă îl trăiești lucrurile acestea mult, fiind prezent în, în business-ul tău, îl trăiești mult mai intens. Vezi cum se simte și, dar în același timp, um, ai și o putere de reacție rapidă. Te poți redresa sau poți să înțelegi, poți să vezi lucrurile care n-au funcționat și imediat să faci pașii pentru a îmbunătăți ceea ce nu funcționează. Cred că în ultimul an de zile, de când mă ocup de Optimized, am crescut frumos, în sensul că am crescut echipa, portofoliul, ne-am schimbat site-ul, am făcut podcast-ul, avem un birou nou. Și asta doar într-un an de zile, de când mă ocup de, de, acest, de acest business, e foarte important. Și asta nu numai când ai un business, dar pentru și atunci când ești angajat. Să fii prezent în viața ta. Să, atunci când ești împărțit în 100 de direcții, nu reușești să. Ești u ușor suspendat, așa ușor. Da, în momentul în care tu ești grounded și ești prezent și simți lucrurile și, de fapt, înțelegi ce înseamnă antreprenoriatul și vezi că nu e un lucru foarte ușor de, de dus. Știu, așa, că din exterior pare idilic, pare foarte frumos, antreprenori, am foarte mult timp liber. Nu, antreprenoriatul este foarte greu. Chiar făcând comparație între postura de a fi angajat într-o companie și antreprenoriat, vă spun cu toată onestitatea, e mult mai greu antreprenoriatul, dar și satisfacțiile sunt pe măsură. E, mă gândeam, în timp ce te ascultam, la conceptul care Cred că cel puțin generația mea, dar nu numai, suntem bombardați de conceptul ăsta de work-life balance și mă gândeam numai cum, cum sună, știi, work-life, adică de ce trebuie să trăiesc în afara a ceea ce fac, de ce viața mea să e separată de munca mea și cred că a, am simțit că chiar te bucuri de ceea ce faci din momentul în care ai decis să iei pe drumul antreprenorial Așa încât este, cred, un lucru mai mult decât admirabil să poți să reușești ceea ce, ceea ce tu ai făcut. Și e o întrebare care cumva vine natural, dar e foarte importantă cum arată programul de somn a unui antreprenor. Cum gestionezi o digna? Yeah, Uite, aici să știi că e foarte bine că ai adus în discuție, mă bucur că ai adus în discuție partea aceasta de work-life balance. Um, pentru mine, oricât de mult îmi place ceea ce fac și cresc și învăț în fiecare zi sau, nu știu, constant, um, rămâne totuși un loc de muncă, uh, agenția. Uh, pun foarte mare accent pe timpul uh, meu, cum îmi petrec timpul meu și cum mă dezvolt eu ca om. Um, și atunci am am grijă să păstrez un echilibru. La șapte seara termin programul, uh, și am timp, asta, mai ales în ultimii ani. Uh, Mi-am făcut timp prin alegerile pe care le-am făcut, de fapt, că nu am mai o alegere să dezvolt un hobby, să practic sporturi. Eu joc tenis, în și le fac săptămânal aceste lucruri. Să învăț un dans. De anul trecut merg la tango și îmi place foarte mult. Să citesc, să călătoresc. Din nou, anul trecut cred că am plecat de 8-9 ori din țară. Sigur, nu e ușor pentru că trebuie să ai un program și să-ți respecti programul, dar la finalul zilei este o alegere pe care o facem și din punctul meu de vedere. Un om și calitatea unui om nu stă într-un singur aspect în business-ul pe care îl construiește, în titlul pe care îl are pe CV, nici de cum. Contează, contează acest lucru, dar stă stând și în frumusețea lui interioară, în bogăția, din punctul meu de vedere, nu e în lucruri materiale. Absolut deloc. Nu e nici în statut, nici în logo pe care l-ai pe mașină sau pe bluziță sau... Nu acolo este bogăția, ci în sufletul tău. Ori dacă tu nu cultivi zona aceasta de hobby de pasiuni, de a crește tu ca om, din păcate, nimic material nu o să acopere, că sunt niște nevoi pe care le avem și nimic material nu o să acopere partea asta. Spuneai, ești matinală, deci de la șase dimineața ziua ta începe. Um... Și apoi spuneai, ziua mea se termină la șapte seara. Asta e eu oricum, cred, un compromis în momentul în care decizi că da, vreau să merg spre antreprenoriat, voi lucra poate mai mult, voi avea poate și rezultate exponențial mai bune și mai satisfăcătoare pentru mine, dar da, cred că este un alt lucru de subliniat în momentul în care nu este un job de la 9 to 5, deci de la 9 la 5 și după amiaza s-a terminat și e, îți vezi de viață după aia, deci oricum e un aport de muncă mult, mult mai mai mare. În ceea ce privește obstacole antreprenoriale în cariera ta și Pot fi și de la începutul carierei. Cred că atunci lucrurile erau un pic în timpul de descoperire. Care au fost cele mai mari obstacole sau confruntări pe care le-ai dus în antreprenoriat din, de la începutul carierei tale? Cred că cel mai mare obstacol este găsirea oamenilor potriviți cu care să construiești, să-ți construiești visul. În partea profesională aș putea spune că înainte de a mă concentra pe business, pe propriul business, obstacolele erau mai degrabă în a găsi locul în care mă simt cel mai bine și în care uh, simt că cresc constant și mă simt mulțumită cu ceea ce fac și cu rezultatele mele. Iar acum, găsirea oamenilor potriviți în business și în business. E vorba despre oameni, că vorbim despre oamenii din echipă, că vorbim despre clienții agenției, partenerii agenției. Mixul acesta e foarte, foarte important cu... pentru un antreprenor și chiar oamenii din viața noastră. În momentul în care închid seara laptopul și merg, plec de la birou, e important de cine sunt înconjurată. Pentru că în momentul în care ai în ta oameni care te susțin, care te încurajează, care nu-ți taie aripile, ci te încurajează să, să ții zborul și să explorezi și să crești și să te dezvolți, este foarte ușor. Dar dacă în jurul tău sunt oameni care nu cred în tine, nu cred în ideile tale, Uh, și nu pentru că ar fi ceva neregulă cu tine, ci pur și simplu sunt oameni mai pesimiști, atunci tind să fii afectat de, de lucrul acesta. Deci, găsirea oamenilor potriviți, oamenilor ca tine. Asta cred că e cea mai mare provocare. Spunei de locul în care, de găsirea loc, locului în care simți că mereu crești și uh... Până la urmă, așa cum ai și încheiat fraza asta, deci totul se rezumă la oameni, de fapt, e extraordinar ce putere au oamenii din jurul nostru și asupra noastră, și ce putere ne oferă de a merge mai departe. Așa încât întrebarea e, cred, din nou, naturală: cum îți alegi colaboratorii tăi în business? Sunt atentă la foarte multe aspecte. Pe lângă partea tehnică, sunt atentă și la calitățile din zona umană, valorile pe care le au, principiile pe care se ghidează, ce aleg să facă în timpul lor liber e cumva un sistem al meu, nu se dau foarte multe detalii, dar nu, cumva încerc să mă țin foarte de departe de superficialități, de toate, nu știu, persoane care, ale căror valori, nu spun că sunt greșite, doar că nu sunt ca ale mele pentru care valorile materiale contează, imaginea contează foarte mult, pentru că uitându-mă la Cultura micii noastre echipe, noi nu suntem așa. Și nici clienții noștri nu sunt așa. Suntem mult mai concentrați pe ce contează, pe relația umană, pe rezultate, pe cum creștem împreună, cum ne susținem, cum, ce facem în momentele de criză, cum reacționăm. Și atunci, da, sunt importante skillurile, importantă experiența, contează respectul, consecvența, educația, buna creștere, dar mai sunt și alte lucruri eu, pe partea umană la care am uit. Spunem pentru tinerii care își doresc să-și înceapă un business, sunt la început de drum, un startup și își doresc să fie văzuți în social media, să aibă parteneri de încredere în ceea ce privește strategie de marketing, ce resurse recomanzi? Cred că la început de drum e bine ca ei să învețe uh, aceste instrumente, atât Google, cât și Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Și atunci uh, i-a sfătuit să înceapă cu platforma Google Atelierul Digital, care este un uh, manual, așa, pentru începători în ale online-ului, după care să exploreze partea de Google, este Skillshop. Unde sunt toate platformele Google, sunt trainingurile acolo gratuite, dacă vor să se specializeze în zona aceasta. Facebook mai are un program, Blueprint, unde din nou are resurse gratuite, poți să susții și certificările, dar aceste certificări sunt mai degrabă pentru cei care lucrează în industrie. Apoi, sunt să caute resurse online, traininguri. uri sunt și în țară, sunt și în străinătate, în zona de digital marketing. Cred că pe zona aceasta de... Mă gândeam acum la e-mail marketing, ce resurse aș putea să le dau, dar am un lapsus, sunt scap acum de numirea. Și... În momentul în care se simt pregătiți să lucreze cu un partener, cu o agenție sau cu un freelancer, e important să-și aleagă pe cineva care are o experiență, are un portofoliu deja creat, să ceară referințe de la clienții existenți. Este o practică și noi o facem, adică și nouă ni se cer referințe de la clienții existenți, efectiv contact de la clientul, de la clienți, iar persoana, proprietarul businessului care dorește să lucreze cu noi, îl contactează și discută un pic despre cum, cum este experiența. E foarte important zona aceasta pentru că astăzi, din păcate, da, mai întâlnim și uh, uh, să spunem companii care, sau persoane care au doar o imagine, dar esența e mai puțin. Uh -huh. uh, și să-și aleagă, eu nu prea cred în abordarea all in -one, uh, mai degrabă în lucru bine făcut cu uh, un specialist sau un expert în area lui de activitate. E mai scump într-adevăr, poate merge pentru început o variantă în care ne lucrăm cu un freelancer în digital marketing, dar neapărat cu niște referințe și cu niște obiective stabilite. Mulțumim foarte mult, Madalina, pentru timpul tău de astăzi, pentru toate insight-urile extrem de valoroase pe care le-ai împărtășit cu generația Z și sunt convins că ești o inspirație pentru noi toți. Mulțumim mult! Mulțumesc foarte mult! Mă flatează cuvintele tale! Mulțumim mult!